Emisiune oferită de Cotnari. Bună seara, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Top Sport. Astăzi vom discuta despre unul dintre puținele sporturi care ne-a mai rămas aici în Iași. Este vorba despre futsal. Alături de noi se află invitat antrenorul principal al echipei de futsal, domnul Marius Cozma. Bună seara, bine ați venit la noi. Bună seara, bine v-am găsit. Vorbim despre de futsal pentru că, iată, în afară de fotbal au dispărut sporturile, așa zis, principale, importante. Mă refer aici la handball, la basket, la rugby și am rămas doar cu futsal și cu fotbal. Tot am discutat despre fotbalul mare. N-am vorbit de mult despre futsal. Iașiul se află într-o perioadă de reconstrucție. Echipa se află pe poziția a 7-a în clasament cu șanse mici, din câte am înțeles, de a mai prinde play-off-ul. Cum e, domnul Cozma? Trebuie să rectificăm cu șanse zero de a prinde, șanse zero, nu? De a prinde play-off. Nu, da, asta e realitatea. Nu m-am uitat pe clasament, recunosc. Zero. Nu de acum. Șanse zero de câteva etape, pentru că am, să zicem că înaintea meciului cu Timișoara am fi avut teoretic niște minime șanse, dar nu am reușit să luăm cele trei puncte acasă, ba mai mult, n-am luat niciuna. Și atunci suntem pe locul 7 și pe ăsta vom rămâne până la finalul campionatului regular. Știu că mai primesc comunicate de la domnul Dan Teodorescu, mă uit peste lotul ăla de jucători, mulți băieți care au făcut parte din prima generație, ca să zic așa, echipe de futsal de la Iași, de Span, nu mai știu, și multe schimbări, mulți jucători noi, mulți băieți, acolo e o îndute vină, mulți pleacă la muncă în străinătate, revin acasă, se apucă iar de fotbal în sală, e o îndute vină acolo pe la această echipă. Până la urmă, acum, din echipa veche, l-aveți pe Despan, nu? De când am venit eu, nu există niciun dute vină. Tot aia suntem. Tot aia suntem, însă, din informațiile pe care le aveam, pentru că știam situația tuturor echipelor din Liga 1, la Iași a fost un grup foarte valoros. Adică cu multă calitate, asta vreau să spun. Echipa de bază era așa, un Despanu, Ruxandare, Înguțu, Pisică, Toni, Călugăreanu. Da, mai sunt băieți. Mario Șchiopu. Mario Șchiopu a venit cumva mai târziu. Da. El făcea parte din prima linie în ultimul timp, în turul campionatului era în prima linie, alături de Toni, de Pisică. Radu Goțu, iarăși, dar problemele acestea au apărut odată cu terminarea turului, când au părăsit echipa din vari motive. Am unele obiective, altele subiective. N-aș vrea să vorbesc despre asta, pentru că asta e situația și aș prefera să vorbim despre prezent și viitor. Și viitor. Trecutul. Să știți că pe unii mai interesează trecutul. Nicio problemă. Acolo. Numai să vă pot răspunde. Da. Câți jucători aveți acum în lot, în momentul de față? Valizi 100% care pot să joace un meci în Liga 1, foarte puțin. Și aici mă refer la Ruslan, portarul nostru, ucrainian, care ușor, ușor a crescut și a prins încredere și cred că poate face față unui meci de Liga 1. După care vin o serie de jucători cu diverse probleme. Unii supraponderali datorită lipsei de activitate, alții operați, cum e Guțu, operat de hernie, sau Alex Pricop, iarăși cu două operații la genunchi. Capitanul nostru Andrei Despan este chinuit de niște probleme digestive de când am venit aici. Avem infirmeria
plină, să zic așa. Asta e situația acum. Însă, ușor, ușor, i-am adus un preparator fizic la echipă și sper ca până la începutul play-out-ului să aducem un pic de prospețime și poate să-și revină fizic, măcar. După care să încercăm să construim. Adică după ce am reușit să facem o primă linie, un prim 4 plus 1, după aia putem începe să reconstruim. Deocamdată încercăm să rezistăm așa. Am avut un singur meci în care, mă rog, am dat șansă mai multă juniorilor, tinerilor și nu au reușit să facă față. În rest, nu ne-am făcut de rușine, chiar și în formula asta. Dar eu sper ca pentru sezonul viitor să ne propunem ceva mai mult. Ceva mai mult ce înseamnă? Adică o calificare în play-off, nu? Da, de obicei în ultimii ani Iașiu nu prea a ratat calificarea în play-off. Cam ăsta e primul an în care se întâmplă. Da, de la înființare știu că an de an au da, fost în... Cel puțin în ultimii ani am urmărit chiar și Iașiu era acolo în play-off tot timpul. În momentul de față, echipa aflându-se în reconstrucție, puțin probabil să emitem pretenții așa, din prima, să zic. Dar, cu un pic de muncă, cu un pic de încredere și cel mai important lucru e ca bugetul echipei de futsal să fie îndestulat în următoarea perioadă, atunci ne putem propune, bineînțeles, calificarea în play-off. De ce nu? Care e nivelul competiției? Recunosc că nu prea l-am mai urmărit, dar Auto Bergamo Deva, Timișoara, parcă... Nu, Timișoara nu mai e ce-a fost. Nu mai e ce-a fost, nu? După mine, cea mai bună echipă lor asta e Ciucu, Miercurea Ciuc. Miercurea Ciuc? Da, au Galațiu. Trei linii. Galațiu are o echipă omogenă, cu multă calitate. Chiar am văzut acum la sâmbătă și duminică am participat la Final Four la Călăraș. Am avut și un curs de pregătire pentru antrenori și am văzut că nivelul e foarte ridicat. Un ritm de joc fantastic, sunt mulți străini care au adus calitate, au adus lucruri bune pe partea de tactică, ei sunt foarte disciplinați, foarte bine pregătiți fizic. Nivelul a crescut. Futsalul, în general, s-a dezvoltat față de anii 30, când s-a născut el ca o variantă a fotbalului de sală. Până acum au intervenit extrem de multe schimbări și în regulament, dar mai ales în calitatea jocului. E un salt imens. Acum, jucătorii sunt din ce în ce mai bine pregătiți fizic, tactic, tehnic. Și în Liga 1 se întâmplă chestia asta. Chiar jucători cu ștaif, să le zic așa, au ajuns la noi. Am văzut sâmbătă, am văzut la Deva un pivot Pardo. Incredibil. Au început să vină la noi pentru că sunt salarii mari. Sunt câteva echipe în România care își permit, au bugete pentru salarii mari și atunci ei sunt atrași. Care sunt astea? Este vorba de Miercurea Ciuc, care are poate cel mai mare buget ever, să zic așa, la futsal din tot ce a însemnat Liga 1 de când s-a înființat în 2002 sau 2003. De câți bani vorbim? Vorbim de peste jumătate de milion de euro. Mulți bani. Dacă ne gândim că futsalul nu reclamă așa un număr foarte mare de jucători, aici o echipă de valoare ar trebui să aibă, să zicem, un minim de 3 linii, asta înseamnă 12 jucători de câmp și 3 portari, deci 15 jucători. Nu e ca la fotbalul mare. La fotbalul mare vorbim de peste 30 cu cei de pe lângă, plus staff, plus jumătate de milion, este o sumă importantă, zic eu. Și asta numai pentru a câștiga titlul, pe care cred că îl vor câștiga anul acesta. Dacă își doresc mai mult să intre în fazele superioare ale competițiilor europene, atunci trebuie să bage mâna mai adâncă în buzunar. Bun, în afară de Miercurea Ciuc, ce echipe n-au? Buget mare, eu zic că imediat în spatele lor sunt cei de la Galați.
După care Deva, să zicem, Călărașul, iarăși a adus jucători fantastici, Călărașul, au și câștigat cupa. După un meci extrem de intens ca și ritm și cu foarte multă calitate. Am văzut o finală pe care o putem urmări, hai să nu spunem Spania, dar cel puțin Portugalia sau, în fine, campionate puternice. Bun, când va crește, când vor crește numărul echipelor din prima divizie, 10 echipe, parcă se menține la același nivel de câțiva ani. Această competiție. Aparent, da. Aparent e o problemă financiară, aparent, dar eu cred că problema e mult mai complexă. Sunt puține echipele care practică futsalul adevărat. Și aici nu mă refer la fotbal în sală sau mini-fotbal în sală. Sunt sporturi diferite, la fel de spectaculoase, dar n-au nicio legătură cu futsalul. Eu cred că este o lipsă acută de jucători de futsal. De asta și campionatul e plin de străini. Și atunci, pe care de consecință, străinii nu vin decât pe niște salarii destul de consistente, și atunci vine problema bugetului. Aha. Eu cred că e o chestie în lanț. În momentul în care noi vom reuși să creștem jucători de futsal în România, în Iași, de exemplu, de ce nu, atunci probabil că bugetele cluburilor vor ajunge și pentru dezvoltarea futsalului. Dar atâta timp cât noi ne consumăm bugetele într-o proporție covârșitoare, pe aducerea unor jucători din străinătate, de o calitate bună majoritatea, nu cred că putem să creștem. Eu nu cred. Cred că ținta noastră ar trebui să facem grupe de copii și juniori. Și începând nu cu 17-18 ani. Și mai multe ligi inferioare, cumva? Sau? De ce nu? Sau, ca la fotbalul mare, reguli. Nu neapărat restrictive, pentru că piața muncii e liberă. Nu trebuie să restricționăm pe nimeni. Dar am putea să spunem, de exemplu, că ne trebuie în prima echipă sau pe foaie îmi trebuie 3 tineri de, nu știu, 21 de ani. O idee. Acum, treaba trebuie studiat un pic și trebuie făcut o analiză. Ne gândim așa, în România sunt, federația spune că 1000 de jucători, aproximativ 1000 de jucători legitimați. Bun, dacă îl punem și pe Cacio și pe Robert Lupu, care s-au lăsat, mai au încă legitimații. Eu aș face altfel. Hai să vedem care dintre legitimații sunt vizate. Și atunci ne ducem mult sub 700. Este mai bine organizat mini-fotbalul decât fotbalul în sală? Mi se pare parcă mai multe echipe. Nu știu să vă zic. Nu știu. Mie îmi place și mini-fotbalul. E un sport extrem de spectaculos. Însă nu am bazele teoretice, să zic așa. Așa, din ce vedeți? N-aș zice, pentru că fără a jigni pe nimeni, am văzut acum organizarea Final Four-ului la Călăraș. Fantastic. Sala plină, meci de meci. Incredibil. Jucători valoroși. Spectacol total. N-aș zice. Poate că mini-fotbalul atrage prin faptul că e deschis. E mult mai ușor să adaptezi un jucător la mini-fotbal și aici nu mă refer la echipele de top. Mă refer la echipele de mijloc, clasamentului. Putem vorbi despre Liga Galactică de Bahlui. Eu urmăresc, mie îmi place. Numai să privesc. Dar jucători foarte buni sunt doar la primele câteva echipe. În Liga 1 la futsal e greu. În primele 6-8 echipe îți trebuie jucători cu calitate și jucători care se priceapă jocul de futsal. Bun, revenind la Iași, cum ați ajuns? Cum ați ajuns în orașul nostru? Sau cum am înțeles echipa? Că sunteți gălățean la origine. Sunt gălățean, da, sunt gălățean. Eu am și înființat echipa de futsal United. Sunt fondatorul nașu, să zic așa. Dar cei care au continuat
povestea asta, proiectul ăsta, după ce eu am plecat în Germania, au progresat extrem de tare. Și chiar sunt mândru, am stat între ei acum la meciul, ultimul joc, păcat că au pierdut. Dar, sincer, m-am simțit ca pe vremuri. Simțeam că o parte din mine e acolo. Cei cu care am fundat clubul, printre cei cu care am fundat clubul, se număra și un fost mare arbitru internațional, care are o relație de prietenie cu cei din conducerea clubului. Domnul Ionel Popa. Da, domnul Ionel Popa este prieten cu un fost mare arbitru din Galați și Iașiul rămăsese fără antrenor și am fost căutat și am acceptat imediat pentru că futsalul pentru mine e o pasiune și îmi fac asta cu plăcere. Am înțeles că și locuiați în Iași, nu? Da, de 4 ani suntem mutați în Iași, da. Când am venit din Germania, ne-am mutat în Iași, soția mea este psiholog și ea a zis că ora exactă în psihologie se dă la Iași și atunci am hotărât să ne stabilim în Iași. Da. Da. De cât timp ați preluat echipa? De câteva săptămâni, nu știu, cred că o lună, ceva de genul. Nu de foarte mult timp. Dar am avut timp destul să evaluez situația actuală a clubului și a lotului și absolut tot și vreau să pun numărul pentru că am întâlnit oameni serioși, cel puțin în conducere. În fine, atâta timp cât depinzi de bugetul unei primării și da, la rând, aici e marea problemă, da. Păi, și primăria depinde de bugetul național care a trenat atât de mult și atunci inerent apar și problemele astea și cu înțelegere, cu răbdare, până la urmă, din câte am înțeles, s-au mai trecut prin perioade poate mai grele și în momentul în care au reușit o redresare financiară, chiar au reușit să facă o figură frumoasă. Nu mă îndoiesc că va fi așa și acum. Ce v-ați propus aici la Iași? În afară de play-off anul viitor? Să schimbați generațiile, să promovați alți tineri, să aduceți jucători străini? Ce v-ați propus? Fără a jigni pe nimeni. Eu mi-am propus să învățăm jocul de fotbal. Pentru că dacă am să dau un exemplu așa simplu, pe care poate pricepe oricine, chiar și un copil de 7 ani. Nu înseamnă dacă eu știu să adun unul cu unul, asta înseamnă că știu matematică. Ok. Poate încep să miros despre ce e vorba. Ați înțeles? Ideea este că ar trebui să punem bazele jocului de futsal. Jocului de futsal cu specificul futsalului, nu jocului de mini-fotbal adaptat în sală. Adică, eu cred că saltul acolo se va întâmpla. În momentul în care reușim să facem o minimă bază de jucători care să priceapă și să implementăm jocul de futsal, după aia ne putem propune și obiective. Un obiectiv așa pe termen scurt ar fi să încercăm să identificăm în Iași, pentru că Iași e plin de talente, da? Eventual chiar și la mini-fotbal, de ce nu? Jucători, da? Eu chiar am propus celor de la mini-fotbal să ne așezăm la masă și să facem un plan, că până la urmă reprezentăm același oraș. Sunt jucători care pot fi adaptați și atunci e păcat să nu folosim. De ce să aducem străini pe bani mulți când Iași e plin de talent? Asta e un alt obiectiv al meu. Eu mi-aș dori ca în momentul în care, să zicem că mai devreme sau mai târziu, mă voi despărți de echipa asta, e normal, e ceva firesc. Dar în momentul respectiv aș dori să jucăm cu sala plină și să avem o echipă formată în majoritatea ei din Ieșeni, jet by jet. Cu, eu știu, o plombă, două acolo,
așa, pentru calitate, pentru obiectiv, dar uitându-te în Liga 1, de exemplu, nu știu ce identitate mai are un oraș ca Miercurea Ciuc, când acolo e, ei știți că fac parte dintr-o anumită arie geografică a României, un anumit specific, și în echipa lor joacă portughezi, brazilieni, spanioli, români mai puțin. Da. Adică, chiar așa nu mai avem talente. Eu nu pot să cred asta. Eu am văzut, cel puțin la mini-fotbal, destui, care, numai că ei trebuie să convingi, trebuie discutat. În fine, când am ajuns prin zonă, mi-am dat seama că e un pseudo-război. E mult spus, dar să zicem așa, între mini-fotbal și futsal. Mi se pare ceva inventat, adică e ceva artificial. Sunt chestii pe care le putem depăși foarte ușor, cu o minimă înțelegere între noi. Câți străini sunt în lotul Iașiului acum? În lotul Iașiului avem 3 străini la ora asta. Portarul, de care sunt mulțumit, în proporție de 80%, să zic așa. Crește. E și foarte tânăr, 19 ani. Nu poți să te aștepți acum de la un salt. E fluctuant, da. E un copil până la urmă. Și mai avem 2 spanioli. Tony și... Nu, Tony e la Deva. Nu mai avem. Nu. Nu-i mai avem? Nu mai avem. Nici Tony, nici Joel, nu mai e nimeni. Nu, din 8 titulari a mai rămas unul, care e sărac, că e bolnav. De exemplu, acum Andrei de Spanie e răcit. Da. 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 Insist cu treaba asta, cu talentele Iașiului. E aici și tinerețe, e și talent, e un pic de voință ar trebui, un pic de stabilitate, pentru că la urmă au și ei dreptate. Mă refer aici la jucători. Da. Bun, trebuie să știe pentru ce se angajează într-un anumit program, pentru că eu sunt destul de pretențios, să spun așa, cu pregătirea. Adică, la fel cum te antrenezi, așa o să joci, și atunci când le ceri, trebuie un pic să ai și ceva în spate, ca și cuvintele tale să aibă greutate. Așa că pot înțelege și asta. Dar odată rezolvate problema bugetului, cred că vom avea mai multe șanse să atragem tineri către noi. Și, eu știu, poate o parte dintre ei vor fi atrași de acest sport, pentru că, insist, e un alt sport. Nu seamănă cu mini-fotbal. În afară de partea cu bugetul, ce ați găsit aici la Iași? La nivel de infrastructură, condiții, cum vi se pare? Ok, nu. Bun. Dacă vrem acum să fim top, putem cere mai mult. Dar pentru situația noastră actuală, pentru lotul pe care îl avem, pentru obiectivele pe care le avem, eu zic că avem o anumită infrastructură, și aici m-aș referi în primul rând la ceea ce mă interesează pe mine. Sala. Am găsit înțelegere la Polivalent. Într-o proporție de peste 90% avem sală la ore decente. Nu mai zic că suprafața de joc este excelentă. Printre cele mai bune pe care le-am întâlnit, este un parchet aproape nou, e incredibil de bun. Rar găsești așa. Să vă dau un exemplu, la Călăraș s-a jucat Final Four-ul cu o suprafață infectă. Uh-huh. Și aici chiar mi-am măsurat cuvintele. În comparație cu ce avem noi la Iași. Da. Sala e un pic demodată, e un pic, știți și dumneavoastră. Depășită, da. Dar e ok. Nu, n-am de ce să mă plâng. În primul rând, trebuie să ai sală, echipament. Avem câteva minusuri, dar nu sunt așa de insurmontat. Dacă suntem așa alintați, putem găsi oriunde un mic defect, da. Trebuie să privim și un pic pozitiv, nu? Vedem. Știți cum e? Nu te întreba ce poate face America pentru tine. Întreabă-te ce poți face tu pentru America. Probabil că astea vor veni, să avem încredere. Da, vom continua discuția după o scurtă pauză de publicitate.